Matematica limbajului, lecții de lingvistică pentru gimnaziu, se numește manualul auxiliar conceput de Gabriel Țaga, profesor de matematică la Colegiul Național Mihai Viteazul din Ploiești, și Roxana Țaga, profesor de limba și literatura română la Școala Gimnazială Sfântul Vasile din Ploiești. Acest auxiliar este destinat în primul rând începătorilor, dar are și probleme foarte grele care pot provoca orice adult, pentru că se bazează pe puțină cultură generală, pe multă logică și, evident, nu poți porni la drum în lumea lingvisticii decât dacă iubești limba română, limbile străine și matematica. Cei doi autori nu se află la primul manual de acest gen. Nu există un manual propriu-zis, probabil că o să mai editeze și altele. Noi, de fapt, am avut o primă încercare cu subiecte pentru Olimpiada de Lingvistică încă din 2019, în care chiar titlul era destul de provocator, matematică, logică și lingvistică, și am continuat acum un an cu un alt volum. Împreună cu soția mea am scris toate aceste cărți. Este vorba de cel de-al treilea volum, este de la cuvintele matematicii la o matematică a cuvintelor. Prin parcurgerea acestui manual auxiliar, elevii reușesc să gândească mai mult și să memoreze mai puțin. Care este legătura între matematică și lingvistică? Sunt multe legături, pentru că, așa cum știți, lingvistica este o știință care studiază limbile și modul cum au fost formate, iar în particular subiectele de la Olimpiada de Lingvistică se bazează foarte mult pe logică, practic nu trebuie să știi limba respectivă, în ultima vreme nici nu se mai spune din ce limbă este subiectul, mai mult el poate fi inventat, important este ca logica să-și facă locul și copilul să încerce să deducă niște lucruri care aparent sunt niște hieroglife, așa cum am pus și pe coperta cărții noastre. Matematica limbajului se va găsi în curând și într-o librărie, însă manualul poate fi până atunci procurat deja direct de la cei doi autori.